Hei, am revenit cu o nouă poveste, dar înainte să-i dăm drumul, vreau să vă mulțumim super mult că sunteți alături de noi la fiecare video și promitem să muncim cât mai mult și să vă oferim clipuri cât mai interesante. Pe bune, suntem cea mai tare comunitate, dar acum hai să-i dăm bătaie cu povestea de azi. Salut! Numele meu este Virgil, am 17 ani și sunt din București. Vreau să vă povestesc drama familiei mele, să zic așa. Deși știu că mulți iau asta în glumă și fac mișto de situații de genul, care deși sunt puține, ele chiar există. Și sincer nu înțeleg de ce se face mișto. Adică dacă un bărbat lovește o femeie, e nasol. Dar dacă o femeie lovește un bărbat, e ok. În cel mai bun caz, râzi puțin și aia e. Nu mi se pare chiar corect. La urma urmei, noi oamenii trebuie să fim egali. Mama e o femeie puțin ciudată. E cea mai bună mamă pentru mine. Cea mai blândă și grijulie. Însă pentru tata, bag mâna în foc că e cea mai rea soție. Nici nu știu cum să încep, însă vă spun că nu e zi ca mama să nu îi cârpească câte o palmă lui tata. Și nu o palmă de aia așa în joacă, ci una zdravănă. De exemplu, tata merge la muncă de dimineață până seara, iar când vine acasă tot el gătește, tot el face curat și așa mai departe. Mama nu face mare lucru, rutina ei zilnică e de stat pe telefon și de bârfit cu prietenele ei și cam atât. Acum sigur vă întrebați de ce tata nu se impune și vă zic că se impune, câteodată, așa se trezește cu ochiul vânăt sau nasul rupt. Iar mai mult de atât nu știu de ce nu ia atitudine. În sinea lui tata a fost mereu un bărbat liniștit și el nu a ridicat niciodată mâna la vreo femeie. Iar de divorț nu cred că ar face-o vreodată. Deja trăiesc în această situație de ani buni, iar el de bine de rău își iubește soția. Ba chiar odată am avut o discuție pe tema asta. Tată, tu de ce accepți toată treaba asta de la mama? De ce nu încerci să-i explici că nu e ok ceea ce face? Sau să iei atitudine măcar? Mă doare să vă văd în situația asta și nu pot face nimic să te ajut. Crezi că eu nu am încercat? Am încercat să discut cu ea de când au apucat nebuniile astea. Dar ce poți să îi zici? Mereu au fost scuze peste scuze și degeaba că după ea repetă. Nu am ce să îi mai fac. Sper doar ca într-o zi să își dea seama de greșeala făcută. Dar sunt curios, când a început mama să facă așa? Că de exemplu eu o știu așa de când eram mic, dar bănuiesc că atunci când v-ați cunoscut nu făcea de astea, că altfel nu cred că te-ai fi căsătorit. Așa e, nu aș fi făcut-o clar. Cine s-ar fi însurat cu una care îl bate, serios acum? Dar eu nu o cunoșteam așa. A început toată treaba asta când era însărcinată cu tine. Ce puteam să-i mai fac atunci? Nu mai puteam da înapoi. Veneai tu pe lume și aveai nevoie de ambii părinți. Eu mă gândeam că după naștere va fi din nou cum era. Dar din păcate nu a fost așa. Deci mama ori era diferită când te-a cunoscut, ori se prefăcea. Da, câteodată trebuie să ai grijă de omul pe care îl iei lângă tine și trebuie să îl cunoști bine înainte, să vezi cum e în fiecare situație. Omul își dă mereu arama pe față când dă de situații dificile și atunci îi vezi într-adevăr caracterul. Cam asta era situația la noi în familie. Faza e că eu nu o puteam urî pe mama, pentru că ea se purta super ok cu mine, de exemplu, în mine nu a dat niciodată. Chiar nu înțeleg felul de a fi și ce are de fapt cu tatăl meu. Într-o zi când a venit de la școală, din nu știu ce motiv, s-au luat la ceartă. A început să arunce în tata cu diverse chestii, a spart pahare prin casă, efectiv făcea ca o nebună. Și cumva ne-am trezit cu poliția la ușă. Cel mai probabil niște vecini au auzit tot scandalul și au sunat la poliție. Când au ajuns polițiștii, fără să întrebe sau fără să se gândească puțin, l-au luat tare pe tata cum că el o bătea pe mama. Ce faci, domnule? Vecinii dumneavoastră au sunat și au raportat un scandal. Din câte au zis dânsii, zi de zi se întâmplă asta la voi în casă. Păi e frumos, dumneavoastră, om în toată firea, să vă bateți soția și copilul? Nu vă dați seama cât de rău faceți? Doamnă, vă recomand să depuneți plângere la secția de poliție, nu e normal să trăiți cu frica asta. Mă scuzați, dar nu a fost nicio bătaie sau ceva, pur și simplu ne-am certat și de nervi am spart niște pahare. Însă în niciun caz nu mi-aș lovi soția sau copilul. Nu se pune problema de așa ceva. Domnule polițist, nu e adevărat ce zice tata. El nu are nicio vină. Zice asta să nu îi faceți ceva mamei mele. Însă ea îl bate mereu. Ea a făcut tot acel scandal. Ea a spart tot prin casă. Tata nu a ridicat niciodată mâna la ea.
E adevărat ce zice fiul dumneavoastră? Vă bate soția? Păi în acest caz chiar nu știm cum am putea proceda. Și au început cumva să râdă în hohote. Eu am crezut că dacă spun asta, îl voi ajuta pe tata și mama își va da seama de răul făcut. Dar degeaba. Mai rău l-am făcut de râs. Nu aveam de unde să știu că oamenii vor acționa așa dacă le zici că tu, ca bărbat, ești bătut de o femeie. Iar după ce poliția a plecat, a fost prima oară în viața mea când mi-am luat și eu o palmă de la mama. Am văzut-o mai furioasă ca oricând, parcă ieșeau flăcări din ea. Zicea în continuu că am făcut-o de râs și că nu merit să se poarte frumos cu mine. Și de atunci lucrurile au luat o altă întorsătură și nu una bună. De atunci mama a început să fie agresivă și cu mine. Nu era zi să nu îmi dea câte o palmă peste cap sau ceva. Dintr-o dată, din fiul răsfățat, am devenit sclavul ei. Mă pune să fac și eu absolut de toate în casă, în timp ce ea stătea și nu făcea nimic. În loc să învăț și să îmi fac temele, eu mergeam la cumpărături, spălam WC-ul și dădeam cu aspiratorul în toată casa. Și nu mai zic de mormanele de vase care se strângeau în bucătărie și tot eu trebuia să le spăl. Iar când mergeam la școală, luam mereu note rele, pentru că nu mai apucam să mă ocup și de școală și să învăț. Și uite, așa am devenit și eu victima ei. Într-o zi a făcut iar scandal și de data asta ne-a luat pe amândoi la bătaie. Zici că era posedată, iar la un moment dat m-a prins de cap și m-a dat cap în cap cu tata. În acel moment l-am văzut pentru prima oară nervos pe tata. A prins-o de mână pe mama și i-a zis că acolo se termină tot. M-a luat de mână și ne-am dus amândoi la bunica. Mama a rămas șocată, însă tata nici măcar nu s-a mai uitat în urmă. În acel moment m-am bucurat puțin. M-am simțit eliberat, cumva am crezut că s-a terminat totul și vom fi și noi în sfârșit liniștiți. Însă peste vreo două zile mama a venit acolo unde stăteam și și-a cerut scuze. Iar tata, fără să stea pe gânduri, a iertat-o și ne-am întors acasă. Credeți că a terminat cu toată treaba asta? În niciun caz. Și în ziua de azi mai face. Ce e drept, nu așa rău ca înainte. Însă sincer nu îl înțeleg deloc pe tata. Tată, dar de ce mai stăm? Nu vezi că nu va înceta vreodată? Așa e ea. Nu avem cum să o schimbăm. O persoană care iubește nu ar face asta niciodată. Mai ales soțului și copilului ei. Încerc să o înțeleg. Poate e așa din cauza fostului ei iubit care o bătea. Și cumva ea e mereu așa în defensivă. Poftim? Mama a avut un iubit care o bătea? Și ce treabă are asta cu noi? Totuși au trecut atâția ani. E imposibil să nu-i treacă de atunci și până acum. Știu asta, dar ea nu ți-a zis. Înainte ca noi să ne întâlnim, a avut o relație care s-a terminat urât și cumva încerc să-i înțeleg atitudinea. Probabil a rămas afectată de la situația aia. Încearcă și tu să o înțelegi. Eu nu vreau să o înțeleg, că nu are nicio legătură. Noi nu suntem fostul ei iubit. Noi nu o batem sau ceva. Nu are niciun drept să se poarte așa cu noi. Ea practic e exact cum a fost ăla atunci și cel mai bine ar fi să scape de toate chestia asta, pentru că nu ajunge nicăieri. Știu asta, fiule, dar mai dă-i timp și crede-mă că o să-și revină până la urmă. Așa că noi încă stăm cu mama, ea nu s-a schimbat niciodată, iar eu nu reușesc să o înțeleg oricare ar fi motivul. De ce ai fi rău cu persoane care îți oferă doar dragoste? Problema e la ea și asta e clar. Și sunt curios, voi ce ați face în locul meu sau în locul tatălui meu? Din punctul meu de vedere, dacă iubești pe cineva, îi arăți exact același lucru. Afecțiune, dragoste și mai ales multă sănătate. Și nu reacționezi într-un anume fel dacă ai avut probleme în trecut. Mai ales că în prezent îți este foarte bine și ești iubit. Așa că aceasta a fost și povestea de astăzi. Și nu uitați, dacă și voi aveți povești interesante din care cu toții avem ce învăța cu un diferit mesaj de viață, așteptăm poveștile voastre pe e-mail. Aveți totul în descriere. Și nu uitați, dați-ne un follow și pe Instagram ca să fiți la curent cu tot ceea ce vom posta în continuare și noi vă mulțumim tare mult pentru toată susținerea pe care ne-ați arătat-o până acum. Așa că vă mulțumim încă o dată și ne vedem în următorul episod cu multă pace și iubire. Salutare!